Salut! Astăzi vorbim despre somn. Oameni buni, eu sunt Dr. Mihail, voi sunteți la Medicul și ediția asta e extrem de importantă. E foarte important să rămâneți cu noi ca să vedeți de ce e bine să dormim, ce se întâmplă dacă nu dormim și care sunt cele mai bune metode de a dormi corect. Vreau să vă arăt de ce, după ce mâncăm sau după ce unii oameni mănâncă, ni se face somn. Se cheamă în engleză food coma, adică o comă cauzată de mâncare. În manual se numește somnolență postprandială. Haideți să vă arăt. Uitați-vă aici, în primul rând, da? Asta este creierul nostru, da? El e plin de sânge. Sângele pulsează prin creier. Știți unde mai merge sângele ăsta? La aceste mațe. În medie, un litru de sânge este dislocat din circulația noastră centrală și pleacă înspre intestine. Și atunci ni se face somn. E posibil însă ca această somnolență postprandială să fie cauzată și de lipsa somnului seara. Și vreau să vă arăt, m-am gândit așa, dacă mi-ar da Dumnezeu o singură șansă să dau o recomandare fiecărui om de pe această planetă, să scriu o rețetă fiecărui om considerându-l pacient, aceasta ar fi recomandarea mea. Pentru diagnosticul de lipsă de somn, aș prescrie 8 ore de somn în fiecare noapte. În fiecare noapte. Și aici vreau să vă dau primul secret. Somnul nu începe cu ora la care te scoli. Da? Deci nu ne gândim, ok, vreau să dorm 8 ore și îmi pun ceasul. De ce îmi pun ceasul dimineața? Da? Pentru că vreau să nu întârzi, vreau să mă trezesc la timp. În realitate, prima regulă pe care trebuie să o aplicați este să vă puneți ceasul nu la ora la care vă treziți, ci la ora la care vă propuneți să vă culcați. E foarte important. E atât de simplu. Lipsa asta de somn e cauzată de cele mai multe ori de faptul că sărim peste ora la care ne-am propus să ne culcăm. La cât mă trezesc? Trebuie să fiu la 7 la muncă, mă trezesc la ora 6, da? Nu-mi pun ceasul la 6. Dacă îmi pun ceasul la 6, din start e posibil să trec de ora 10 când trebuie să mă culc, da? Să ajung la 6 și să mă trezesc obosit. Dacă îmi pun însă ceasul la ora 9 și jumătate, care să mă anunțe că în jumătate de oră trebuie să mă culc și respect acel ceas, atunci cel mai probabil la ora 6 dimineața o să mă trezesc fără ceas. Ăsta e primul semn al unui somn calitativ. Trezitul la ora la care trebuie să ne trezim fără ceas. Cum facem asta? Tocmai ați aflat. Ne punem ceasul la ora la care vrem să ne culcăm, nu la ora la care vrem să ne trezim. Și acum vreau să vă arăt ce se întâmplă de fapt în timpul somnului și de ce vorbesc despre 8 ore de somn. O să vedem că somnul, chiar dacă el pare că, deci pare că noi ne-am culcat, da, se face negru și ne trezim. Pare că nu se întâmplă nimic în timpul acelui somn, doar suntem departe. Dar o să vedem ciclurile de somn, o să vedem cât sunt de interesante. De fapt, somnul este un proces extrem de complex. Extrem de complex. Un ciclu de somn durează aproximativ o oră și jumătate. Și aici o să și înțelegem de ce este bine să nu ne culcăm mai târziu de ora 11. Pentru că acest ciclu de somn este format din mai multe faze. Faza de trezire, da, sunt treaz, după care intrăm în stadiul 1. Stadiul 1 e acele 5 minute în care adormim, da? În care practic ne luăm la revedere de la realitate și intrăm în somn. Stadiul 2 este un stadiu un pic mai profund, în care inima începe să bată mai încet, temperatura corpului scade, încă nu începem să visăm, dar urmează stadiul 3. Ăsta este stadiul de somn profund. Suntem aproape paralizați, corpul aproape că nu se mai mișcă, inima bate foarte încet. Aici începe regenerarea creierului. Vedeți stadiul ăsta 3 cât de mult diferă de la ciclu la ciclu. Că dacă ne culcăm la ora 11, avem un stadiu lung, 3. După aia urmează un stadiu mai scurt. Un stadiu mai scurt și mai scurt. Dar uitați ce se întâmplă cu somnul REM. Somnul REM este un somn profund în care suntem complet paralizați. Este un paradox. Efectiv, ești complet paralizat. Probabil că știți senzația aceea când vă treziți din somn și nu vă puteți mișca? Ce ați simțit în momentul ăla? Că te trezești dintr-un vis, e de regulă un vis, nu? E un vis în care ne speriem. Și vrem să fugim de cineva și ne speriem și nu putem să fugim. Și de ce? Pentru că creierul efectiv se deconectează de la corp. Creierul, pentru a se regenera, se deconectează de la corp și noi suntem complet amorțiți. Sunt doar doi mușchi care se mișcă. Mușchiul diafragm care ne ajută să respirăm și ochii se mișcă așa. De ce se mișcă așa? Dacă mă întrebați, o să vă spun că nu știu. Pentru că nu știm încă de ce ochii se mișcă așa în timpul somnului REM. Dar aici noi visăm. Aici procesăm informații din timpul zilei. Aici învățăm lucruri noi și aici creierul nostru și el se curăță. Creierul nostru are un sistem, se cheamă sistem glimfatic. M-am mai povestit despre el, dar o să o repet ori de câte ori o să fie nevoie.
Sistemul acesta glimfatic este un sistem care pur și simplu ne curăță creierul de proteine, de metaboliți. În timpul zilei, când noi gândim, procesăm informația și, atenție, foarte multă informație pe care o procesăm nu este conștientă. Creierul gândește în permanență cum să calci, cum să-ți iei echilibrul, cum să-și regleze temperatura, cum să facă digestie, cum să... Foarte multe procese pe care noi nu le conștientizăm, toate aceste procese sunt reglate prin neurotransmițători. Sunt aceste mici molecule care circulă de la nerv la nerv și care lasă în urma lor niște deșeuri. Deșeurile alea se duc în canalizarea creierului. Canalizarea asta a creierului se numește sistem glimfatic și ea lucrează doar când dormim. Dacă tu dormi 6 ore pe noapte în loc de 8 ore, sau dacă dormi 4 ore pe noapte în loc de 8 ore, pentru că ai această cultură de hustle, de hai să lucrezi mai mult, hai să lucrezi noaptea, hai să lucrezi la 3 joburi și nu dormi, îți faci foarte mult rău, pentru că tu nu deschizi această canalizare a creierului și toate deșeurile vor rămâne acolo și a doua zi, când tu te trezești după 5 ore de somn, în loc să dormi 8 ore de somn. Hai să vedem însă câte ore de somn trebuie să dormim în funcție de vârstă. Vă rog, faceți poză la acest slide și dacă vă regăsiți într-una din aceste categorii, este esențial să dormim acest număr de ore. Atenție, 8 ore la adulți. Sunt oameni care dorm 7 ore. Uneori și eu, când sunt relaxat, când sunt odihnit, pot să dorm 7 ore, mă trezesc după 7 ore și nu mai am somn, mă scol din pat, nu o să stau forțat să dorm peste 8 ore în pat sau peste 7 ore, dar atenție, de la 0-3 luni copilul poate să doarmă până la 17 ore sau 12-16 ore între 4 și 12 luni și tot așa, faceți poză la acest grafic și rețineți acest număr de ore. Și acum, haideți să revenim la acest somn pe care l-am avut eu la prânz. Este foarte bun, dacă n-am dormit suficient în timpul zilei, da? E foarte bine să dormim la prânz. Unii oameni au un obicei de a dormi la prânz și e dovedit științific că acei oameni care dorm la prânz o jumătate de oră au un risc mult mai mic de Alzheimer în timpul vieții sau, mă rog, la bătrânețe. Știți de ce? Pentru că se crede că acest Alzheimer este provocat fix de aceste toxine care stau în creier și care ni-l distrug. Și acei oameni, practic, activează acel sistem glifatic inclusiv în timpul zilei și curăță. Vreau să vă întreb încă ceva. Credeți că putem să dormim în plus? Să ne încărcăm bateria în plus? Mulți oameni mă întreabă cum pot să recuperez o noapte pierdută. Cum credeți că pot să fac? Pentru că uneori, într-adevăr, avem o onomastică, avem o petrecere la care vrem să mergem. Este poate vară și sunt petreceri la mare sau pentru orice motiv. Planificăm să pierdem o noapte, să ne distrăm. Putem să planificăm sănătatea noastră din timp. Și ceea ce putem să facem și ceea ce recomand tuturora este să doarmă înainte de a ieși în oraș, dorme acea jumătate de oră, pentru că bateria ta se poate încărca cu 110% în loc de 100. E ca și cum ai avea, știi că pleci într-o vacanță și nu o să ai încărcător acolo și îți iei și îți încarci telefonul cu 110%. E și un studiu care dovedește asta, care demonstrează asta. Niște studenți, două grupe de studenți, o grupă a dormit o jumătate de oră înainte de a ieși în oraș, cealaltă grupă n-a dormit absolut deloc înainte de a ieși în oraș. S-a dovedit că cei care dorm o jumătate de oră înainte de a ieși în oraș au funcțiile cognitive mult mai rapid recuperate pe parcursul celei de-a doua zi. Deci putem să ne încărcăm bateria cu 110%. Asta este încă o informație foarte importantă pe care vă rog să o rețineți. Încă ceva foarte important. Dacă planificați să dormiți la prânz mai mult de o jumătate de oră, e bine să aveți 2 ore la dispoziție. Ați văzut acel ciclu de somn, da? Intrăm în faza de somn profund, după aia intrăm în faza de somn REM. Dacă ne trezim după o oră, e foarte probabil să ne trezim din faza aia de somn profund. Atunci putem fi foarte irascibili când ne trezim și asta e motivul pentru care atunci când dormim o oră la prânz, ne trezim un pic mai nervoși. Deci la prânz maxim jumătate de oră, sau dacă e mai mult, să fie cel puțin 2 ore. Și știți